Bine v-am regăsit pe canalul meu. Tocmai ce am venit de la Carrefour și am zis să o pun repede de un video ca să vă arăt și vouă ce mi-am cumpărat eu de acolo. Știu că nu este un videoclip tocmai plăcut de toată lumea, dar am primit mesaje de la unele dintre voi cum că ați vrea să vedeți și acest gen de clipuri pe canalul meu. Așa că asta o să facem astăzi. Am aici lângă mine cam 3 sacoșoaie mari, deci cred că o să doreze ceva clipul ăsta. Primul lucru pe care vreau să vi-l arăt sunt aceste două boxuri cu apă. Asta ca să scap mai repede de ele. Am uitat să vă zic că eu am fost în Carrefour în Franța pentru că încă nu am ajuns în România, încă mai sunt în vacanță. Deci toate cumpărăturile sunt făcute din Carrefour-ul din Franța. O legătură de leuștean. Mie îmi place foarte mult să folosesc leușteanul în supe, doamne. Deci mi-i dă un gust atât de bun. Apoi... un pachet de șervețele umede și deja le-am încercat și vreau să vă spun că aceste șervețele mirosale Nora, Vero ceva, nu știu, nu le-am mai văzut până acum, la mine chiar nu știu dacă sunt. Cam așa arată ele. Apoi, am luat o cutie de cereale Lion, mie nu plac, dar soțului meu îi plac, așa că el și le-a luat pe astea. Bineînțeles că mi-am luat și o cutie de cereale, cam așa arată ele, zici că sunt, cum se numesc, pufarine cu ciocolată, doamne, deci le ador pe astea. Roșii, mamă, dar cred că s-au storcit. Oh. Una e storcită. Și-a luat soțul meu un deodorant de la Adidas. Sunt curioasă, miroase. Miroase bine, bărbătesc. Am mai luat niște paste integrale. În ultimul timp chiar n-am obișnuit să mâncăm paste integrale, pentru că nu o se simte diferența la gust foarte mult, adică se simte puțin. Dar nu ne plac și astea și dacă sunt mai sănătoase, de ce să nu luăm paste integrale? Mai am aici 2 ananași. Dita mai ananașii. Dar cred că nu sunt prea copți, din câte văd eu. Sunt foarte tari. Aici. Mere. Mi-am luat mere golden. Câte kilograme sunt aici? 2 kilograme cred că sunt. Da. Asta nici nu știu ce e, pentru că soțul meu cred că a aruncat-o în coș, dar cred că e ceva orez expandat cu umplutură de cacao, ciocolată, ceva. El mi-a zis atunci în supermarket că ar vrea să-și ia un desert bio sau ceva mai sănătos, dar văd că și-a luat. Asta, că sunt foarte curioasă cum arată. Sunt ambalate. Da, se simte. Este orez expandat cu umplutură. Din astea, bineînțeles că o să mă servesc și eu. Niște sărățele cu brânză, adică am avut, pentru că între timp în mașină ni s-a făcut foame și l-am mâncat. Și mi-am pus niște stixuri aici. Că mi-a plăcut mie ambalajul să le țin așa, că stixurile astea erau doar într-o punguță. Și deja punga, în momentul când am desfăcut-o, s-a desfăcut toată. Și mi-a venit mie o idee genială ca să mut stixurile în această cutie. Un borcan de castraveciori micuți, acri. Baby castraveți, doamne, deci îmi plac foarte mult mie ăștia așa micuți. O pereche de șosete, adică 3 perechi de șosete astea ale soțului meu. 2 castraveți, o filiți, vai mama lor. Un pachet de gume, cred că ăsta este Orbitul de la noi. Cam așa arată cutia lor. Zic și eu. Mi se pare foarte asemănător ambalajul. Și ultimul produs din punga asta. Tot o pungă de paste integrale. Bine. Și trecem la punga numărul 2. Am aici 2 franzele. 2 bagetițe. Un pui. Mamă, asta trebuie deja să mă duc să-l bag la congelator, că asta cam mult săracu. În plimbare. O pungă de orez integral basmati. Lapte bătut.
Cred că este lapte, da, lapte bătut. Am mai luat un borcanel de măsline din acestea verzi. Astea îmi plac mie foarte mult. Ce ciudat că eu până acum, un an și jumătate, 2 ani, nu mă atingeam de astfel de măsline. Adică mâncam doar măsline negre. Și ce mai ciudat ce e că acum nu mai plac măslinele negre și mănânc doar verzi. Deci, nu știu, nu mă înțeleg nici eu. Vreau să facem niște spaghete boloneze și am luat așa un sos, este cu pui. Cred că mai este un mine, dar nu știu dacă este în plasa asta. Niște lângă niște morcovi. La mine nu există să-mi fac smoothie fără morcovi. Morcovi și mere. Și banane. 2 litri de ulei de floarea soarelui. Eu nu consum ulei de floarea soarelui, consum ulei de măsline, dar alte persoane din casă consumă și astfel de ulei. Care nu este sănătos. Noi am aici niște portocale. Să spart ceva. Spart ceva. Cine? Mi s-au spărcit niște ridichi. Astea, săragele. Asta tu ridichile să le pun la loc. Da, de aici au curs. De aici au cursat. Ok, iar ultimul produs pe care l-am avut în această plasă, aceste ridichi. Ca și drăgălașe sunt puse așa în paharul ăsta de plastic. Și, într-un final, am ajuns și la cea de-a treia plasă. Am aici niște clătite, adică niște foi de clătite, că sunt simple, doar să le umpli tu și gata. Astea sunt mai pentru leneș, așa ca mine. Când n-ai chef să scoți tigaia să faci clătite, scoți repede astea și gata. Le umpli și ți-ai făcut clătite, deci făcut pofta. Ce le-am vâșnit. Scuze. Încă un sos pentru spaghete boloneze. Asta cu ce? Cu brânză italiană. Așa. Căpșunele. Mama, vreau ce să mănânc căpșun. Sper că nu s-au strivit pe aici. Da, de regulă. Încă o pâinică. Mama, dar am cumpărat la pâine. Asta ce mai sunt? Niște biscuiți, ceva? La fel, cred că face parte tot din desertul bio al soțului meu. Că nici astea nu mi-aduc aminte să le fi pus eu în coș. Da, cred că sunt niște biscuiți la fel, în plus cu cacao, ceva. Să desfacem și păștiu, să vedem. Să mă certe, i-am desfăcut toate alea. Ia, hai că ăștia se văd. Da, sunt biscuiți în plus cu cacao. Bio, ci că ar fi ei. Dar acum nu se știe cât de bio ar fi sau cât de dietetici ar fi. Că arată prea bine. Bine, sper să fie bun, că o să mă înfic și eu puțin în ei. Banane, cașcaval feliat, ăsta l-am luat pentru mine pentru că eu mănânc așa ceva. Iar, bineînțeles, iar soțul meu văd că și-a luat cașcaval normal. Mie nu prea îmi place, deci ăsta o să fie tot pentru el. Mai am aici lapte bătut, o cutie, două, trei, las că mai era una. 4 cutii de lapte bătut. Nu mă întrebați, eu nu beau așa ceva, dar probabil l-am luat ca să fie în casă, să nu mai mergem atât de des la cumpărături. Bine, nu că nu-mi place laptele bătut, beau și o jumătate de pahar, un pahar, dar nu 4 litri și mai aveam parcă în cealaltă sacoșă încă un litru. Nu știu ce faceți cu atâta lapte bătut, dar fiecare cu plăcerile lui nevinovate. Încă o cutie de lapte bătut. Doamne, Dumnezeule mare. Stați-mă să scoșu laptele meu, că eu beau foarte mult lapte dulce, deci butoiul ăsta e al meu de lapte dulce. Și chiar sunt curioasă să văd eu cum e laptele ăsta din Franța. Dacă e ca la noi. Nu. E mult mai bun al nostru, ca să știți. E foarte apos, așa, adică îi bei apă cu gust de lapte, sincer să fiu.
Da, nu vrea. Nu prea e pe plafon. Ce mai avem aici? A, încă o pâine. Ferească Sfântul, Doamne, câte pâini. Holul ăsta alimentar o să fie făcut doar din pâini. Vă prezint anumite categorii de pâini. Mai am aici încă o plasă de roșii storcite. Vai. Nu, o să le pun la loc pentru că dacă le pun aici pe pat o să... o să-l murdărească și nu aș vrea asta. Fasole dintr-o ciorbică bună. Acum să fii serios. Cine iubește ciorba de fasole sau biahnie sau orice e făcut din fasole? Nu știu, mie îmi place foarte. Și mai am doar câteva lucruri să vă arăt. Aici cred că unt sau margarină, ceva de genul. Dar cred că este margarina asta. Mamă, dar dacă mai cutia. Așa. Două sticluțe de chefir. Asta îmi place și mie foarte mult. Iar ultimul produs din această minunată sacoșă este o cremă de față pentru mine de la Lee Nature. Nu am mai încercat până acum această marcă, nici măcar nu am mai auzit, dar am rămas fără cremă și trebuia să-mi cumpăr ceva. Eu am nevoie de o cremă hidratantă și, mă rog, cam asta se potrivea cu cerințele mele. Chiar sunt curioasă să văd cum are textura și cum miroase. Miroase fixa Nivea, fixa Nivea. Să vedem textura. Dar intră destul de greu în piele. M-am dat eu foarte mult, dar uitați, uitați și albă sunt aici. Nu știu dacă se vede atât de bine. Da, cred că nu e tocmai o cremă minunată, dar până la sfârșitul vacanței mele, până o să ajung eu în țară și o să ajung la minunatele mele produse, sper să îmi fac treaba cu asta. Ai, Doamne! Stai să vă arăt și vouă cât de greu intră în piele. Mamă, ce albicioasă e! Măcar sper să fie hidratantă dacă e atât de grasă și intră atât de greu în piele. Că pentru asta am luat-o. Nu știu, în ultimul timp am fața foarte uscată și am nevoie de hidratare maximă. Da, gata, deci după secole de frecare aici, în sfârșit a intrat și în piele. Acum, nu știu, să sperăm că e ok. Am văzut că este și bio. O să vă țin la curent dacă sunteți interesate. Și am ajuns și la finalul acestui clip. Cam acestea au fost cumpărăturile pe care eu le-am făcut astăzi din Carrefour. Asta să vă spun și cât au costat toate astea. Cam bunul aici lângă mine. Au costat 110 euro, tot ce v-am arătat eu acum. Sinceră să fiu, nu mi se pare absolut nicio diferență dintre prețurile din România și prețurile de aici, adică mergeam în România și făceam, cumpăram aceleași lucruri, tot atât plăteam, sau poate chiar mai mult, cine știe. Așa că de asta am zis să vă arăt și vouă ce produse mi-am cumpărat eu, pentru că oricum prețurile sunt asemănătoare. Deci, dacă v-a plăcut clipul meu, nu uitați să dați un like, subscribe, share și bineînțeles să apăsați pe clopoțel ca să fiți la curent cu tot ce postez eu. Ah, și bineînțeles, aștept sugestiile voastre pentru următoarele mele videoclipuri în comentarii. Pupici!